Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit și la mulți ani. Mă bucur tare că, uite, prima ediție a emisiunii Câte în lună și în stele din anul 2024 îl petrec tot cu voi, cu cei care sunteți constant în fiecare joi alături de mine și de invitații mei și ne urmăriți cu mare interes. Eu vreau să vă mulțumesc pentru asta încă o dată, deși o fac aproape tot timpul. Vă mulțumesc cu mare, mare drag și apreciere pentru că sunteți aici. Nu știu cum ați început voi anul, eu l-am început foarte bine. Și ca să vedeți că l-am început și îl încep cu dreptul, vă anunț că avem astăzi o ediție specială, cum de altfel facem în fiecare început de an, și vorbim despre 2024, anul în care tocmai am intrat, din punct de vedere numerologic. Surpriza este mai mare și pentru voi, sunt convinsă, pentru că Eduard Agachi n-a putut să participe de data asta alături de mine. Voi interveni tot felul de situații. Nu înseamnă că nu va mai veni, dar astăzi nu este aici. Și am fost nevoită să caut un alt numerolog care să ne vorbească din punct de vedere numerologic despre anul 2024. N-a fost greu să-l găsesc, pentru că câtva timp înainte, Dorela Iepandex, pe care știți deja, mi-a recomandat o doamnă numerolog cu care am avut și o întâlnire pe Zoom și mi-a plăcut foarte mult această doamnă care acum este lângă mine și pe care vreau să o salut cu multă recunoștință că a acceptat invitația de a ne fi alături. E vorba de doamna Adriana Tocaciu. Adriana, bine ai venit! Îți mulțumesc mult pentru invitație. Transmit și eu un la mulți ani tuturor celor care ne urmăresc și mă simt onorată de invitația ta și îmi doresc să mă ridic la înălțimea așteptărilor telespectatorilor tăi. Adriana, înainte de a vorbi despre 2024 din punct de vedere numerologic, 2023 a fost un an destul de provocator, dar ajungem și acolo, aș vrea să spui câteva cuvinte despre tine, pentru ca cei care ne urmăresc în momentul ăsta să se familiarizeze cumva cu tine. Sunt o persoană care am luat contact cu numerologia în urmă cu câțiva ani și am parcurs mai multe cursuri. Pasiunea pentru această știință este enormă și pe zi ce trece, lucrând tot mai mult și aplicând ceea ce am învățat de la mentorii și profesorii mei, descoper cât de mult ne poate ajuta în viața de zi cu zi tot ceea ce ne arată logic numerologia. Numerologia este o știință, este ceva care calculează, care se referă la calitatea cifrelor și nu la cantitatea lor, ca și matematica, și este o știință care din vechime a fost folosită de mari oameni ai lumii. A fost ținută în secret mult timp, dar treptat, prin conjuncturile actuale, este adusă tot mai mult la suprafață. Înainte de a fi pasionată de numerologie, am avut afaceri tradiționale, am fost, începând de la angajator, liber profesionist, am cochetat și cu handmade-ul și m-am oprit la numerologie, dar zi de zi studiez și aprofundez. Niciodată nu poți să spui că știi destul sau că le știi pe toate. Așa că îi dăm voie să vină spre noi informația care este în momentul acesta importantă. Da, și întotdeauna vine către noi informația de care avem nevoie în momentul acela. 2023, cum a fost pentru tine? Eu spuneam la un moment dat mai înainte că a fost un an provocator pentru mine, dar nu neapărat în sensul negativ. Nu neapărat, adică ca fiecare an care trece are și elementele lui mai puțin plăcute, dar până la urmă, dacă vedem partea plină a paharului, eu zic că acolo e câștigul nostru. De acolo ne alimentăm energia să mergem mai departe. Pentru tine, cum a fost 2023 și cum l-ai văzut din punct de vedere numerologic anul trecut, tot pe vremea asta, să zicem?
Pentru mine a fost un an fantastic, un an bun, un an în care am avut multe realizări pe care le voi continua și în anul acesta. A fost un an de aprofundare, exact așa cum vibrația globală a anului 2023, care este 7, ne spune. 7-le este o cifră a înțelepciunii, a spiritualității. Înspre aceste aspecte am lucrat și am aprofundat tot mai mult cunoștințele dobândite până la începutul anului. L-am privit cu multă speranță și nu atât speranță, cât dorință de a face lucrurile mult mai bine, de a le duce la un alt nivel. Cifra 7 este o cifră care ne îndeamnă la analiză, autoanaliză, la a ne autocunoaște. A fost un an în care foarte multe lucruri au ieșit la suprafață, multe lucruri ascunse din partea nevăzută au fost relevate, au fost aduse la suprafață și încă nu s-a terminat. Aceste dezvăluiri vor continua și în anul acesta. În anul acesta toate vor duce înspre a fi arătate și judecate cumva, pentru că anul 2024 vine ca și un judecător. Cifrele au anumite atribute. Șaptele este analiticul, este cel care cercetează, nu ia lucrurile exact așa cum i se arată, ci le caută în profunzime, iar opt este o cifră care vine cu foarte mult spirit justițiar. Și vom vedea că în acest an nu doar lucrurile vor ieși la iveală, ci vor fi și judecate cumva, vor fi catalogate, bune sau rele. Anul 2023 a fost un an care a favorizat mult latura aceasta spirituală a vieții. Foarte multe cursuri au apărut, foarte multe persoane care se ocupă de partea spirituală, de creșterea oamenilor, de dezvoltarea personală. În 2024 lucrurile devin un pic mai concrete, pentru că cifrele care compun anul 2024 sunt niște cifre mult mai pragmatice și veți vedea, pentru că vreau să le analizăm și în totalitate, dar și să le luăm pe fiecare în parte. Și dacă ar fi să dau o definiție a ce ne va aduce acest an 2024, aș vrea să rămâneți cu ideea că ne va aduce 366 de noi posibilități, de noi oportunități. Este un an bisect, adică în februarie vom avea 29 de zile și să le privim pe fiecare ca și pe o șansă de a fi mai bun, de a face ceva bun și nu doar pentru noi, ci și pentru ceilalți, pentru că optul, vibrația anului 2024, are foarte mult de a face cu lumea, cu socialul. Toate cifrele au anumite atribute. Aceste atribute nu sunt bune sau rele și nu există cifre bune sau cifre rele. Omul face ca acele atribute să fie transformate în calități sau în defecte, în funcție de polaritatea în care el trăiește. Și aici este important să reținem că nu există doar plus sau minus, nu există doar bine sau rău. Întotdeauna și în orice situație există ceva bun într-o situație neplăcută sau ceva mai puțin plăcut într-o situație plăcută. Și dacă noi ne vom concentra întotdeauna pe partea pozitivă, exact așa cum spuneai tu la început, vom reuși să trecem și peste provocările care vor veni, pentru că vor veni și provocări. Nu există să avem o viață liniară în care totul să fie doar la superlativ. Este important mai mult decât ceea ce ni se întâmplă, felul în care noi reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. Bun, bun, bine, bine spus, chiar bine subliniat. Am mai vorbit despre asta și așa este. Cred că este vorba și de o autodisciplină atunci când e vorba de, cum spui tu, de situații de genul ăsta. Adică să vedem și partea plină a paharului. De fapt, între bine și rău trebuie să existe un echilibru sau să-l găsim noi cumva. Și atunci lucrurile decurg mai ușor, mai lin, fără atâta zbucium și, să zicem, o bătălie interioară pe care o ducem. Se pare că da, cifrele, pe lângă astre, ne ajută cumva să ne orientăm spre ceea ce urmează. Cineva spunea la final
de an, că te invita pe cei care ne urmăresc să nu cadă în extrema cealaltă, să zică, na, ia că vin, iară vin doamnele astea cu prostii. Adică ce numerologie, ce astrologie, invita să asculte. Să asculte și să se gândească dacă ceea ce se spune despre aceste două, oricare dintre ele discipline, rezonează cu ei și cu ceea ce se întâmplă în viața lor. Eu sunt ochi și urechi să vedem, să aflu de la tine ce se întâmplă în 2024 din punct de vedere numerologic. Așa este. Exact ca și când citim o carte, pentru fiecare dintre noi, cartea respectivă aduce ceva. Nu aduce tot sau nu aduce absolut nimic. Exact așa, informațiile care vin înspre tine, înspre mine, înspre fiecare, nu vin întâmplător. Dacă ajungi să fii spectator la o astfel de emisiune, înseamnă că pe undeva sufletul tău te-a adus acolo și eu zic că ar fi bine să deschizi urechile, să asculți informația și să folosești doar ceea ce cu tine rezonează. Nu trebuie să ia nimeni nimic, totul drept, literă de lege. Fiecare să-și extragă partea care pentru el rezonează și îl ajută, consideră că îl ajută. Și normal că dacă ceva consider că nu-ți face bine, nu trebuie să faci, nu trebuie să te iei după acel lucru. Corect, corect. Acum, anul 2024 este format dintr-o parte fixă, acel 20 de la început, care ne va însoți până când se va schimba în anul 2100, și partea variabilă, 24, acea care se schimbă în fiecare an. Și dacă ar fi să privim acest an ca și pe o îmbrăcăminte pe care Universul o pune pe corpul nostru, atunci vă propun să începem de la sfârșit, de la 4, pe care îl putem considera ca și primul tricou pe care îl avem pe pielea noastră și care ne afectează în mod direct și cel mai rapid. După care vom analiza suma dintre 2 și 4, adică 6, și pe urmă pe global tot anul 2024, care înseamnă 8. 4 este, în primul rând vreau să spun că toate cifrele sunt feminine, cifrele pare sunt feminine, cele impare sunt masculine, din componența acestui an și nu doar a anului, ci a întregii matrițe numerologice a anului, lipsesc cu desăvârșire cifrele masculine. Asta înseamnă că este un an în care feminitatea va câștiga tot mai mult teren, femeile vor avea un cuvânt tot mai mare și tot mai tare de spus. Înseamnă că ne va aduce anul acel echilibru pe care femeia și feminitatea prin emoție și prin cuvânt este capabilă să îl aducă într-o relație. Știm că bărbatul vine pe lume ca și un unu care acționează, face, este, iar femeia vine pe lume ca și un doi care simte, care dă glas emoției și trăirilor și care practic învață bărbatul ce înseamnă emoția. Întorcându-mă la 4, este o cifră foarte stabilă, este o cifră rigidă, o cifră care ne îndreaptă atenția înspre anumite aspecte ale vieții noastre. În primul rând, tot ce înseamnă cadru, pentru că 4 este reprezentat ca un pătrat. Deci tot ce înseamnă cadru, reguli, tot ce înseamnă structură va fi afectat. Este important să ne uităm în viața noastră cât suntem de structurați și de organizați în ceea ce facem, să punem niște baze mult mai stabile și mai solide la ceea ce facem. Adică, ca să vă dau un exemplu, dacă am început să studiez ceva, să nu rămân doar la nivel de informație, ci să încep să pun în practică, pentru că 4 asta îmi cere, să aplic practic, să materializez lucrurile. 4 este cel care ne va scoate din cadru sau ne va încadra foarte tare. Și atunci, peste tot în viața noastră, unde simțim că suntem constrânși, noi vom dori și vom avea nevoia de a ieși din acele constrângeri. 4 ne va aduce și ne va impune multă disciplină. De aceea este important să nu așteptăm să ne fie impusă, ci să ne gândim noi în ce aspect al vieții noastre avem nevoie de mai multă disciplină. Dintre
Printre altele, patru înseamnă corpul fizic, iar aici este un semnal mare de alarmă, pentru că lumea destul de haotic trăiește, mănâncă, nu face mișcare și așa mai departe. Și atunci este un moment foarte potrivit în care să ne îndreptăm atenția înspre corpul nostru, să facem alegeri mai sănătoase în ceea ce privește alimentația, în ceea ce privește mișcarea. Acum, lumea nu este deschisă la schimbări. Oamenii toți suntem destul de reticenți atunci când ni se impune să facem o schimbare. Și de aia este bine să nu așteptăm să ne fie impus, ci să facem cu pași mai mărunți, să facem schimbări mai mici, care totuși în timp vor duce la cu totul alte rezultate. Dacă noi toată ziua ne o petrecem la fel, începem dimineața din punctul A și seara sfârșim în punctul B și de cele mai multe ori poate nu suntem mulțumiți de punctul acela B în care am ajuns, dar ne este poate imposibil dintr-o dată să facem o schimbare radicală. Haideți un pic să facem o schimbare mică dimineața și atunci rezultatul nu ne va mai duce la punctul B, ci vom avea o mică deviere de la traseu înspre ceea ce noi ne dorim. Și aș vrea să rămâneți cu această idee că nu neapărat schimbările făcute cu hei rup și schimbările dramatice, care de multe ori ne destabilizează și până când ajung să ne facă bine, ne pot face rău, nu ele sunt atât de importante cât schimbările micuțe, schimbările constante. Patru ne cere echilibru și ne cere perseverență. Patru vine cu multă perseverență, picătura aceea chinezească, zi de zi făcând același lucru, dar făcându-l cu constanță și cu perseverență ne va duce la rezultate uimitoare de-a dreptul. Hai că o primă idee interesantă legată de patru, de ori ieșim din constrângeri, ori intrăm mai tare în constrângerile care le avem. Deciziile pe care le luăm sunt din nou foarte importante. Schimbarea să fie făcută așa, cu țârita, ca să vorbim în limbaj popular, nu neapărat cum spui tu cu heirupul, dar trebuie făcută sau e musai să vă gândiți la ceva schimbări pe care să le aduceți. Eu deja mi-am propus să fac niște chestii, suntem la început de an, pot să pun obiective, nu? Mă vedem cât sunt de perseverentă, dar mai atras atenția că dacă nu sunt perseverentă, s-ar putea să se supere anul ăsta pe mine și să mă și pedepsească. Așa că o să încerc să fiu cât mai constantă în ceea ce mi-am propus. Ce mai putem? Hai să aflăm despre 2 cu 4. Da, trecem și la 2 cu 4, însă ce consider că este foarte important, din matrița numerologică, căsuța lui 4 este foarte încărcată anul acesta. Asta înseamnă că, pe lângă atenția mare pe care trebuie să o acordăm corpului nostru fizic, lucrurilor pe care să le facem practic, să nu rămânem la stadiu de poveste, noi trebuie să ne îndreptăm atenția și spre relația cu tata. Este un aspect extrem de important în viața fiecăruia dintre noi. Sunt puțini oameni care au avut ca și copii o relație, ca să zic așa, perfectă cu părinții și atunci anul acesta haideți să ne îndreptăm atenția spre relația cu tata, fiecare dintre noi, să facem cumva la nivel de suflet pace cu părintele nostru și în corelație cu tot ce înseamnă autoritatea din viața noastră și partea masculină din viața noastră, cu partenerii noștri, noi care suntem femei sau cu autoritățile din viața noastră. Pe partea negativă, înainte de a trece mai departe, vreau să punctez faptul că această cifră 4 are anumite aspecte negative în care putem cădea dacă noi nu suntem într-o polaritate pozitivă și este bine să le cunoaștem, tocmai pentru ca să ne dăm seama, să conștientizăm când suntem în negativ și să ne oprim și să ieșim de acolo. Pe parte negativă ne poate aduce o mare dezordine în viață, în munca noastră, ne poate aduce tendința de a fi neglijenți, de a fi superficiali. O anumită lene, o anumită delăsare. Lasă-mă să te las, o să fac mâine. Este important să fim atenți și să nu lăsăm aceste lucruri să ne cuprindă, să nu ne lăsăm prinși în capcana o să fac mâine, ci dimpotrivă să fim foarte aplicați. Ce ne mai poate aduce pe partea negativă? Rigiditate în gândire și în acțiune și o
inerție, adică până când să ne apucăm să facem ceva, să stăm, să ne gândim, să avem nevoie de foarte multe date, de foarte multe lucruri pe care să le cunoaștem. Este bine să ne și avântăm un picuț, să nu așteptăm momentul potrivit, pentru că niciodată nu o să fie momentul potrivit, acela trebuie să ni-l creem. Și îmi place mult cum cineva spunea, decât să aștepți până când vei face totul perfect și să nu faci nimic, mai bine să te apuci să faci lucrurile așa, cu mici imperfecțiuni și să le cizelezi pe parcurs, să ajungi la perfecțiune. Cifra șase. Nu, nu există perfecțiune, de fapt, dar noi tindem spre ea, și cred că asta e și ideea, să facem lucrurile cu multă atenție și cu migălos, ca să spunem așa. Da, și uite, ai zis tu bine o chestie care iarăși mi-a rămas, să nu ratăm oportunitățile care vin către noi, pentru că se pare că e un an în care oportunitățile cam vin către noi, esențial e să le și vedem. Mergem mai departe, iată-mă că te-am întrerupt. Așa este, oportunitățile vin și provocările vin. Cifra 6, pe care o obținem dacă adunăm 2 cu 4, este o altă cifră care ne va impacta în mod major în acest an. Este o cifră care în polaritatea ei pozitivă e armonia perfectă, echilibrul, dar în partea cealaltă este agresivitatea. Cifra 6 vorbește foarte mult despre familie și în anul 2024 vom fi obligați cumva, dacă nu vom face-o din proprie dorință, să ne îndreptăm atenția asupra familiilor noastre, asupra relațiilor. Șase este și despre relația cu cei din familie, despre toate responsabilitățile pe care mi le asum sau nu mi le asum în familie, este despre posesivitate. Șase poate să fie să vină cu foarte multă dorință de perfecțiune și el, și atunci de multe ori ne apucăm să facem noi lucrurile pentru că noi suntem convinși că noi le facem cel mai bine. Însă nu întotdeauna este așa, sau chiar dacă noi le facem cel mai bine, hai să ne gândim un pic în relația cu copiii noștri. Mai bine să fac eu totul pentru că eu fac bine, sau mai bine să învăț și pe cei din familie, pe copii să facă, să fiu acolo lângă ei, să-i susțin și să repar dacă ceva eventual nu au reușit să facă perfect. Și în momentul în care ei nu vor mai fi lângă mine, vor fi singuri, să se poată descurca pe propriile lor picioare. Șasele are tendința aceasta de a fi așa acaparator, cloșcă, toate le știu, toate le fac, eu știu cel mai bine, însă să nu mergem în extremism, pentru că și de aici, făcând totul eu, devin frustrat, devin cumva nemulțumit că toate le fac eu, dar dacă stau să mă gândesc, până la urmă sunt singurul care le-am luat asupra mea, nu mi le-a pus nimeni în cârcă. Șasele este despre vânătoare, despre a fi atent, exact cum spuneai tu, la oportunitățile care ne apar, despre a fi pe fază, a nu le lăsa să treacă și pe urmă să ne gândim, vai, câte aș fi putut să fac. Nu, este acum și aici. Șase este o cifră care, și prin felul în care este scrisă, cumva ne aduce de sus, în partea de jos, în cerculețul de jos, ne aduce cu picioarele pe pământ, ne ancorează cumva în realitate și ne ajută să fim mai pragmatici, atât în ceea ce privește familia, cât și în ceea ce privește finanțele, privesc banii. Gândiți-vă că dacă nu vom avea pragmatismul acesta al lui șase, va fi foarte ușor să ne împrăștiem. Adică trebuie să fim conștienți și să facem anumite calcule foarte clare, precise, nu lăsate la voia întâmplării. De exemplu, eu câștig 100 de lei, dacă voi cheltui 120, clar sunt în minus. Și atunci să fiu atentă să cheltui doar 80 ca să am o rezervă, și să fiu pe plus, să nu rămân pe minus sau pe zero. Și aici Adică e un șasele. îndemn, asta e un îndemn la cumpătare. Exact. Este un îndemn la realitate, de să fim realiști. Să fim realiști, cumpătați în sensul ca să nu ne întindem mai mult decât ne este pătura. Asta nu înseamnă să nu ne dorim mai mult, dar să obținem acel mai mult și abia apoi să-l folosim, să-l valorificăm. Hai să te întreb, acum ai atins zona asta finanțelor. Fiecare an, conform, cum să spun, cifrelor care, din care este alcătuit, are și o conotație, să mă rog, are niște
semnificat și din punct de vedere financiar. Na, tu ai zis acum de partea asta că ar trebui să fim atenți. Să ne întindem doar cât putem, adică să nu ne rămână picioarele pe afară când tragem plătura prea sus. Dar e un an prolific, nu știu cum să spun, câștigurilor așa peste noapte? Adică cine joacă la loto, cine joacă la bursă, cine, nu știu, păcănele și așa mai departe, are șanse să câștige sau este un an în care genul ăsta de câștiguri nu prea sunt recomandate? În general, eu nu prea recomand astfel de câștiguri de boom-uri, dar patru din coada anului ne spune clar muncă. Muncă serioasă, muncă stabilă, muncă asiduă. Într-un an care este impactat de vibrația 4, se poate întâmpla chiar ca rezultatele să nu apară atât de spectaculos pe cât poate noi ne-am aștepta sau se poate la un moment dat să ni se pară că noi tot muncim, însă rezultatele nu sunt pe măsura volumului de muncă pe care noi îl depunem, însă trebuie să avem răbdare. Să avem răbdare pentru că bazele stabile și solide pe care noi ne clădim acum afacerile sau munca sunt foarte importante. Deci patru ne cere stabilitate, seriozitate, răbdare, ne cere foarte mult, foarte mult pragmatism și practicism în același timp. Acum, partea în matrița numerologică a anului, partea care vorbește despre lucrurile materiale, este goală. Asta înseamnă că potențialul este minim sau maxim. În matrița anului avem doar cifrele 2, 4 și 8. Nici măcar 6 nu avem, care se găsește pe axa materială. 6 este doar vibrația care ne impactează datorită anului 24, dar în matriță nu îl găsim pe 6. Și atunci, pe partea de venituri și de câștiguri materiale și de posesiuni materiale, avem posibilități nelimitate. Dar aceste posibilități, bineînțeles că sunt în funcție de anumite lucruri care sunt constante. Și atunci, ce avem constant anul acesta? Avem 2, care este emoția, este cuvântul, este felul în care eu exprim ceea ce doresc să arăt în afară. Avem 4, care este munca, este seriozitatea, este atenția la sănătatea noastră și avem 8, adică cum mă prezint eu în social. O să ajungem și la cifra 8 să o analizăm. Practic, este cifra care este ca și o umbrelă sub care tot anul vom fi. 8 este tot așa format din 2 de 4, deci iarăși muncă, iarăși seriozitate, iarăși reguli, un cadru puțin mai larg, dar totuși anumite reguli și anumite coordonate după care noi să ne ghidăm. Nimic nu poate să fie la voia întâmplării. Pentru vibrația 8 este emblematic cuvântul putere. Deci în acest an vom avea de-a face cu lupte pentru putere în toate aspectele vieții și o să se vadă, nu vreau să intru la nivel global, dar o să se vadă tendința aceasta de a câștiga puterea, de a, mai ales că este un an în care în foarte multe locuri în lume sunt alegeri, se prevăd anumite răsturnări de situații. Dar aici nu aș vrea să intru în amănunte, însă este foarte importantă imaginea socială pe care fiecare dintre noi o vom avea în acest an. Mă gândeam acum, apropo de alegeri, că este un prilej foarte bun pentru politicieni de a se arăta lumii, dar e foarte important și cum o fac și care este imaginea care o transmit, dacă tot e vorba de imagine. Dar dacă vorbim doar de imagine personală, da, e foarte important felul cum ne văd ceilalți, cum ne arătăm celorlalți și le arătăm și ce le dăm voie să vadă, pentru că imaginea personală ne-o creăm singuri și arătăm doar ce vrem noi, nu neapărat ce își doresc ceilalți să vadă. Adică în fiecare dintre noi există o parte ascunsă pe care nu vrem să o etalăm. Exact, dar în acest an, că tot ziceai de politicieni, nu vor mai putea să țină ascuns ceea ce nu vor ei să ne arate. Nu. Este un an de liman.
un an în care, exact cum spunea Anatol Basarab, până acum a fost cum a fost, dar acum gata. Deci el a folosit de mai multe ori în analiza pe care a făcut-o acest cuvânt, gata. Până aici a fost. 8 este reprezentat ca și un semn al infinitului, două cercuri, unul deasupra, unul de desubt. Vom fi când sus, când jos, însă echilibru între cele două sfere este extrem de important. Trecerea aceasta pe care noi suntem îndemnați și va trebui să o facem, că vrem, că nu vrem, de la partea materială, de la partea lumească, la partea spirituală, la lucrurile mai, care sunt mai presus de ceea ce se vede, este importantă pentru toți. Și așa să vă gândiți că suntem în acel carusel infinit, în semnul infinitului, noi nu putem să stăm într-un singur punct. Vom fi când sus, când jos. Este în funcție de noi să alegem să stagnăm sau să ne dăm voie să curgem cu valul acela de a ne duce sus și de a ne coborâ. Și atunci, în momentul în care tu ai o bază stabilă, ai pe ce să te urci, ai pe ce să ajungi sus. Iar de sus, când te întorci înspre partea materială, să o vezi stabilă și că te ține acolo. Nu cazi în neant, nu cazi nicăieri. Partea aceasta de luptă va fi pentru putere, va fi inclusiv în familie, inclusiv în grupurile mai micuțe și, bineînțeles, și pe scară globală. Optul are tendința de a se folosi de toate mijloacele pe care le are și le găsește pentru a-și atinge scopurile. Este un lider și vor ieși în față în anul acesta lideri care se vor folosi de toată puterea lor și de toate cunoștințele, de toate aturile lor. Opt este cel care din umbră trage sforile, însă acum, anul acesta, a venit momentul să iasă la iveală, să iasă în față. Și o să vedeți că vor fi răsturnări de situație în sensul că toată lumea se așteaptă că se întâmplă ceva alb și se va întâmpla ceva roșu. Deci, nu luați nimic drept stabil și precis. Lucrurile se vor precipita și se va întâmpla exact opusul a ceea ce toată lumea se așteaptă. Foarte mare va fi tendința de a se lupta oamenii pentru dreptatea lor. Oamenii nu vor mai accepta să fie mințiți și păcăliți. Până acum n-au acceptat, dar de multe ori au făcut compromisuri. Însă acum vom asista la asocieri între oameni care vor lupta pentru idei comune, pentru dreptate și adevăr. Adevărul este un cuvânt de mare importanță anul acesta și eu vă îndemn, așa ca o recomandare, orice faceți, să faceți în spiritul adevărului, să nu umblați cu lucruri ascunse pentru că vor fi date la iveală și atunci o să fie mult mai rău decât dacă ați fi spus de la început adevărul. Cumva este un an în care va fi vorba și despre karmă foarte mult, pentru că 8 înseamnă karmă și atunci probabil că unii care suntem mai atenți la lucruri am observat că foarte repede se întâmplă lucrurile, adică poate gândești nu tocmai plăcut despre ceva sau despre cineva și după foarte puțin timp vine în viața ta exact aceeași situație în care te găsești pus în postura celui pe care tu l-ai judecat sau l-ai acuzat. Așa că să fim foarte atenți ce gândim, ce spunem, să fim foarte atenți la efectul acesta de bumerang pe care îl are karma. Și 8, întotdeauna acolo unde apare, are de-a face și cu karma. Este important să avem o atitudine corectă față de justiție. Un an 8 este un an în care e bine să fim atenți la toate regulile, să căutăm să nu le încălcăm, să nu trecem pe roșu la semafor sau să nu facem anumite lucruri care nu sunt corecte și noi știm că nu sunt corecte. De ce? Pentru că tendința de a fi văzut și pedepsit este mult mai mare decât în alți ani. Și de aceea, la
Referitor la acest an, este important să fim corecți și să mergem pe corectitudine. La ce să mai fim atenți? Pentru că 8-ul reprezintă și spiritul de sacrificiu, să avem grijă ca în ceea ce facem să nu ne sacrificăm, pentru că vor fi astfel de tendințe să luăm poate asupra noastră anumite responsabilități sau să ne băgăm în anumite situații ca să-i salvăm pe alții, să-i ajutăm, să fim salvatorul de serviciu care vrea cu orice preț să ajute și să facă bine. Eu zic să luăm un pic de pauză și să așteptăm să ni se ceară ajutorul, să nu fim noi cei care o luăm pe băbuță la semafor și o trecem strada ca pe urmă să constatăm că de fapt ea nu dorea să traverseze. Să stăm în banca noastră și să așteptăm să fim solicitați. Chiar și în familie să avem grijă la tendința aceasta de a ajuta cu orice preț și efectiv să ne dăm voie să stăm la locul nostru și să fim rugați, să fim de ajutor. Bine, asta deja se știe, în mare parte lumea o știe, întotdeauna să dai dacă ți se cere și să nu o faci cu dasâla, adică eu vreau să-ți dau ție ceva, dar ție nu-ți trebuie lucrul ăsta, așa cum spuneai tu cu băbuța, și eu musai vreau să-ți dau, că nici asta nu atrage efecte benefice asupra ta. Deci să așteptăm să ni se solicite ceva și să dăm dacă avem și dacă putem. Cam despre asta e vorba, cred. Exact, exact. Dar vezi că tentația e foarte mare, pentru că mulți suntem oameni cărora ne place să dăruim, ne place să ajutăm, gândim în locul celorlalți și atunci noi cu toată deschiderea vrem să facem bine, însă e momentul să ne oprim, să ne oprim și să așteptăm să ni se ceară. Hai să vedem câte minute mai avem, 15 minute mai avem la dispoziție. Ce mai putem spune despre anul ăsta? Am vorbit despre oportunități, am vorbit despre grija la detalii, am vorbit despre grija să nu încălcăm regulile. Ce mi-ai zis tu? Ce mi-ai zis tu? Că ai zis tu multe. Așa de multe ai zis că nici n-am apucat să le preiau pe toate. Ce ar mai fi important de aflat pentru anul ăsta? Uite, oamenii care sunt singuri. Orică sunt tineri, orică sunt la o altă vârstă, sunt singuri și speră că în acest an, în 2024, își vor găsi pe cineva lângă care să-și petreacă viața. Au șansa asta? Păi toți avem orice șansă, ne-o dorim și mă întorc la ce spun cifrele, să se ocupe de ei, de sănătatea lor, de corpul fizic, de sănătatea mentală, să nu ne dorim atât de mult să găsim partenerul perfect, cât să ne dorim ca în acest an să devenim noi partenerul perfect. Și atunci să ne analizăm și să luăm acele măsuri care sunt necesare cu siguranță în viața fiecăruia dintre noi ca să devenim o versiune mai bună a noastră. Ce aș mai vrea să spun despre oportunitățile acestui an, exact ghidându-mă după cifrele pe care le-am analizat, pot să spun că au șanse mari de reușită domeniile în care este vorba despre sănătate, despre înfrumusețarea corpului fizic, despre tot ce ține de corpul nostru, știu eu, alimentația naturistă, alimentația sănătoasă, toate aceste mici lucruri care se pot face în jurul corpului și în jurul omului pot avea succes dacă sunt făcute pe baze serioase, stabile, pe baze corecte și din dorința de a ajuta și nu neapărat doar din dorința de a câștiga. Pentru că va fi tentația, optul este și cu banii, va fi tentația de a alerga după câștiguri financiare, însă e bine să nu uităm de acest echilibru pe care noi trebuie să-l menținem între partea materială și partea spirituală. Dacă facem lucrurile dintr-o pornire spirituală și din dorința de a ne aduce contribuția în lume prin darurile noastre, prin talentele noastre, atunci cu siguranță că vor veni și banii. Iarăși partea de relații este o parte care poate să cunoască în continuare, că deja și din anul 2023 a cunoscut o mare amploare, toate
afacerile care duc și ajută la dezvoltarea personală a omului, la relaționare mai bună între oameni, la relația mea cu mine, toate acestea pot avea șanse foarte mari de reușită și pe plan financiar. Ce aș vrea să mai menționez este ca să ne străduim să vedem în orice vine înspre noi o lecție, o posibilitate, nu un necaz, nu o luptă, nu o greutate. Deci cumva, haideți cu anul acesta, care e un an așa puternic, să nu ne luptăm, ci haideți să dansăm cu el, hai să-l luăm la dans și să ne învârtim când în cerculețul de jos, când în cerculețul de sus, să ne arătăm lumii așa cum suntem, fiecare avem părți minunate și părți care pot contribui în lume. Hai să punem accentul pe acelea și atunci, cu siguranță, toate celelalte o să vină de la sine. Să nu fie o luptă anul acesta, să fie un dans, să fie o armonie și avem toate șansele să o facem, pentru că inclusiv 24, adică 6, ne ajută să ne armonizăm și să ne concentrăm pe părțile bune din noi, în primul rând, pe părțile bune din noi și pe ceea ce oferim bun celorlalți. Mă gândeam acum cât de inspirat am fost când am găsit sloganul emisiunii, acel citat din Mahatma Gandhi care spune: fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Și de asta mi-am adus aminte când ai vorbit despre relații și ai zis că da, să încercăm să fim noi un partener bun înainte de a căuta un alt partener care să fie pe targetul nostru. Dacă noi, în noi începe schimbarea, chiar și cu pași mici, cum spuneai tu, avem toate șansele să vedem în lume o schimbare care ne va plăcea, care ne va încânta sufletul. Dar până când noi nu vom face și nu vom pune osul la treabă în privința schimbării noastre personale, până atunci ce vom vedea în jur este exact ceea ce reflectă interiorul nostru. Adică dacă eu încep să fac o schimbare, văd oamenii faini din jurul meu și în jurul meu și îmi plac foarte tare și apreciez foarte mult. Cunosc oameni care sunt atât de înrăiți din cauza unor evenimente foarte neplăcute ale vieților, nu văd în jur decât rău. Decât rău și oameni răi. Și pe mine mă întristează chestia asta, pentru că nu e chiar așa. Ori nu îi întâlnesc eu pe aia răi, ori așa e felul meu de a fi, încât să întâlnesc și să atragă lângă mine oameni buni. Așa este, lasă-i în bula lor până când o să se trezească Bun. și fiecare va decide să facă ceva, să iasă de acolo. Să nu uităm că oricât am vrea să schimbăm pe cineva, să îmbunătățim, după cum credem noi, pe partenerul nostru sau copiii sau pe cei din familie, nu putem schimba pe nimeni. Singura persoană pe care putem să o schimbăm și aceea destul de greu, suntem noi. Hai să ne concentrăm la noi, hai să fim noi schimbarea pe care vrem să o vedem în lume și să ne mai gândim la ceva. Părțile acelea pe care spuneai că fiecare le avem și le avem cu siguranță, pe care nu vrem să le arătăm, hai și pe acelea să le șlefuim un pic și să le îmbunătățim. Pentru că de ce să nu facem asta? De ce să punem accentul numai pe ceea ce arătăm noi lumii, să ne uităm și la ceea ce vedem noi când rămânem noi singuri? Pentru că și aia este important, foarte important. Relații bune nu vom putea să avem până nu vom avea relația bună eu cu mine. Fiecare dintre noi să fim varianta cea mai bună la care am putut ajunge până în clipa de azi și pe mâine să ne dorim să fim și mai buni. Și atunci, cu siguranță că făcând fiecare așa, câte o luminiță, câte o luminiță, dacă o aprindem fiecare pentru noi, și cei din jurul nostru vor vedea lumina, nu vor mai vedea întunericul. Asta a fost ca un fel de îndemn către introspecție. Mi-a plăcut ce ai spus și e foarte fain. Hai să zicem 7 minute. Ce mai poți să ne spui în astea 7 minute despre anul în care tocmai am intrat, unii cu emoție, alții cu indiferență, alții cu curiozitate, dar ce ne poți spune tu? Eu sunt foarte curioasă ce se va întâmpla în anul ăsta, dar e o curiozitate din aia așa copilărească. Vreau să descoper ceva nou, să vedem ce se întâmplă, care sunt situațiile, cum pot să ies din ele, cum mă adaptez, ceva de genul. Dar nu toată lumea privește lucrurile așa. Ce mai putem spune despre 2024? Păi, cam despre ce putem spune am spus, în sensul că acest 2024 priviți-l ca și pe o cupolă mare în care am intrat.
Dar să nu uităm că, din punct de vedere numerologic, fiecare intrăm în anul respectiv la ziua noastră de naștere. Deci, unii dintre noi încă suntem în 2023 și vom fi până la ziua noastră de naștere. Și atunci, pentru ca fiecare să vadă exact o prognoză mai personalizată, trebuie să se analizeze pe el. Și lucrurile pe care vi le-am spus acum sunt cumva generale și ne vor afecta și ne vor impacta, nu neapărat într-un mod negativ, ci chiar și pozitiv. Dar ca să vedem fiecare dintre noi la ce ne putem aștepta, este bine să ne facem o analiză personală, în sensul de a vedea anul 2024 cum este pentru fiecare dintre noi. Și atunci, acolo intervin iarăși vibrațiile celor 9 cifre, pentru că fiecare dintre noi suntem într-un an personal, din momentul în care ne-am născut și până acum am ajuns în acest an într-un an personal și suntem într-un an care este determinat de ziua noastră de naștere, adunată cu luna și cu vibrația 8 a anului. Așa că pentru fiecare dintre noi, anul va fi, poate o să stăm o dată de vorbă și despre tema aceasta, că e destul de vastă, dar pentru fiecare dintre noi, anul va fi așa cum noi îl întâmpinăm și este bine să avem așteptări pozitive, dar să știm că anul acesta trebuie să și facem lucruri, nu doar să stăm să contemplăm, nu doar să stăm să analizăm, ci efectiv este un an în care trebuie să facem. Nu mai este suficient să ne dorim, este necesar să acționăm. E un aspect important de luat în seamă și să acționăm într-un mod organizat, într-un mod. Întotdeauna când îți stabilești intențiile, este mult mai ușor să le atingi, pentru că dacă nu ți-ai stabilit scopul, atunci bâșbâi, cumva nu știi ce ai de făcut. Dar în momentul în care tu ai scris pe hârtie, îmi doresc să fiu mai sănătos, automat de acolo poți să extragi niște aspecte la care să te îndrepți și să faci schimbări. La alimentație, la mișcare, la felul de a gândi, la persoanele pe care le lași să fie în preajma ta și să te influențeze. Deci e important să avem claritate, să avem claritate și să acționăm. Bun. Suntem la final de emisiune. 2024. Deci, ordine, disciplină, atenție la sănătate, atenție la oportunități, dar și la provocări. Ce mi-ai zis? Atenție pe relații. Relațiile, da, de la relațiile din cuplu până la relațiile celelalte, aveți grijă și la ele. Deci un an în care o să avem de făcut lucruri, pentru că despre Da. asta e vorba, trebuie să facem ceva. Exact, o să avem de făcut lucruri și cumva întotdeauna un an 8 este anul care cumva ne aduce și ne pune pe masă factura. Adică vom avea de tras ponoasele sau foloasele a tot ceea ce am făcut începând cu 7 ani în urmă. Și Da. atunci, acum vom vedea, am făcut bine, am gândit bine sau avem de corectat. Cu siguranță toți avem ce să îmbunătățim și este important să nu uităm de tradițiile noastre, pentru că 4 și 8 din acest an ne îndeamnă să ne întoarcem spre tradiții, spre familii, spre lucrurile care contează cu adevărat pentru noi. Baza, practic baza noastră. Îți mulțumesc mult, Adriana. Foarte frumos ne-ai povestit despre 2024. Ai făcut chiar, uite, la final așa o pledoarie extraordinară și sensibilă și despre familie și despre origini și despre obiceiurile pe care le avem și despre valorile pe care le avem. Îți mulțumesc tare mult că, uite, la început de an ai fost alături de mine și de cei care ne urmăresc. Uite, vezi? N-am ratat oportunitatea de a face o emisiune cu tine. Și eu fără să știu foarte multe lucruri din punct de vedere numerologic în ce privește 2024. Dar n-am ratat-o. Prea ratez eu Mulțumesc. oportunități de genul ăsta. Dar se poate câteodată să mai pierd câte una. Îți mulțumesc mult pentru această oportunitate. Și mai vorbim. Eu Mai îți vedem, mai... mulțumesc și mă simt onorată și vă doresc să aveți un an așa cum vi-l creați și să vi-l creați, să nu așteptați să vi-l creeze nimeni. Deci puneți mâna și creați-vă viața pe care vă doriți. Ce frumos ai spus, nici nu pot să închei altfel decât tot așa cu îndemnul de a vă crea viața pe care vă doriți. Da, nu lăsați pe nimeni să fie cumva
modelatorul vieții voastre. Modelați-vă voi singuri, așa după cum simțiți și după sufletul vostru. Îți mulțumesc, Adriana, vă mulțumesc și vouă. Să aveți un an cu foarte multă inspirație, să fiți inspirați, să fiți foarte serioși în tot ceea ce faceți, să luați pe bună ce a zis Adriana, adică nu e un buhuhu, adică e din serios, e un lucru, deja e o știință, cum spunea ea, numerologia și nu numai ea. Luați-o, luați pe bună, luați din tot ce a spus ea, ce e important pentru voi și la ce considerați că trebuie să lucrați în acest an 2024. Vă mulțumesc, să aveți o seară frumoasă, o noapte liniștită și să ne revedem cu bine săptămâna care vine. Toate bune, te pup, Adriana, și să ne fie bine. La revedere! Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.